Un călugăr de la o mănăstire din Suceava este cercetat pentru că a agresat sexual doi minori în vârstă de 14 și 15 ani. Copiii ar fi fost ademeniți cu bani. Călugărul a fugit apoi de la mănăstire, a fost însă găsit de autorități, iar acum este cercetat în stare de libertate. Vă avertizez, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Totul s-a întâmplat la sfârșitul lunii trecute. Călugărul i-ar fi ademenit pe cei doi băieți de 14 și 15 ani cu o sumă de bani și ar fi convins să meargă cu el la o pensiune din Rădăuți. Acolo ar fi consumat alcool și ar fi agresat sexual pe cei doi minori. Timp de câteva luni, călugărul i-a ajutat pe preoții care slujeau la sfârșitul săptămânii la mănăstirea Arvore. A dispărut brusc de aici după ce s-a întâlnit cu cei doi băieți. Călugărul ar fi mințit pe starețul mănăstirii spunându-i că pleacă să se opereze. Cum nu s-a mai întors, reprezentanții mănăstirii au sunat la spitalele din zonă să ceară informații. Călugărul era însă de negăsit. Autoritățile au intrat și ele pe fir și au reușit să-l identifice. V-am spus că n-am auzit, n-am rămas șocată. Tu mergi și slujești acolo și mergi dincolo și faci de este. În ziua de azi ce rum este, nu știu. Călugărul este cercetat acum pentru agresiune sexuală. Inculpatul a întreținut cu aceștia relații sexuale orale consimțite. Ulterior, s-a luat măsura controlului judiciar față de inculpat. Dosarul se află în analiza procurorului de caz. Se arată în comunicatul transmis de parchetul de pe lângă judecătoria Iași. Până în acest moment, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu a dat niciun punct de vedere despre acest caz.